Potrivit polițiștilor, un bărbat în vârstă de 40 de ani din Slatina, în timp ce conducea un autoturism din direcția Slatina-Valea Mare, din cauza neatenției în conducere, a lovit o mașină care era staționată parțial pe partea carosabilă. Vehiculul a fost proiectat pe câmp în lanul de grâu. În izbitură, șoferul din mașina staționată a fost rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Un echipaj SMURD l-a transportat la spital, dar victima nu a necesitat internarea. Celălalt conducător auto s-a ales doar cu o sperietură. La locul accidentului au ajuns în scurt timp și rudele victimei. Cum se merge așa cu mașinile, frate? Niciunul dintre șoferi nu consumase alcool. Cel care a provocat accidentul s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.